pentru împărăția sa. Amin. Pectitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș și pe toți ctitorii și binefăcătorii să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru care s-au adus viși și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, soți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritori creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Biserica Ortodoxă sărbătorește Buna Vestire pe 25 martie a fiecărui an. Semnificația acestei sărbători este reprezentată de momentul în care Arhanghelul Gavril o anunță pe Fecioara Maria că va da naștere Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Creștinii țin cu sfințenie această sărbătoare având în vedere faptul că la 9 luni distanță Domnul nostru Iisus Hristos se naște. Nu doar Biserica Ortodoxă, ci și cea catolică susțin faptul că Buna Vestire a avut loc la Nazaret. Singurul aspect care diferă este locația exactă în care această minune s-a întâmplat. Creștinii de credință catolică susțin faptul că Buna Vestire a avut loc la Bazilica Bunei Vestiri, pe când creștinii ortodoxi consideră că totul s-a petrecut la Biserica Ortodoxă Grecească a Bunei Vestiri. Buna Vestire oferită Mariei reprezintă împlinirea făgăduințelor și pregătirilor sosirii Domnului nostru Iisus Hristos. Maria este chemată să-L zămislească pe Iisus. Aceasta a încuviințat și a devenit născătoare de Dumnezeu. Fecioara a fost logodită cu Iosif, cu dreptul Iosif, care era rudă cu ea. Vedeți, în economia Dumnezeu a hotărât astfel să se întâmple, tocmai pentru a ocroti pe Fecioara Maria de bajocora oamenilor. Dacă ea n-ar fi fost logodită înainte de naștere, care dintre oameni ar fi crezut că fiul ei nu s-a născut în fără de lege? Așa, care judecător pământesc ar fi scopat-o de strânsoarea legii. Dar Dumnezeu, în pedagogia, în economia lui, nu a dorit să aducă tulburare asupra alesei sale, adică Fecioarei Maria, și nici ispită mare asupra oamenilor, și astfel a rânduit Dumnezeu să ascundă Fecioara și nașterea ei sub înfățișarea logodnei. De ce numele bărbatului Iosif? Pentru că el era un model de urmat, era un om curat, trăitor cu adevărat și cu toate acestea a trăit în dezmierdările Egiptului. Și în felul acesta Dumnezeu a ușurat și conștiința credinciosului pentru a crede că rodul Fecioarei al Maicii Domnului era într-adevăr de la Duhul Sfânt și nu din patimile pământești ale oamenilor. De aceea îngerul a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Vedeți, i-a spus Fecioare: nu te teme, Marie, că ți-ai aflat har de la Dumnezeu. Și atunci îi spune: iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vă chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David. Vedeți, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, puterea celui preanalt a umbrit-o și așa s-a născut Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea și ajutorul nostru. Și de aceea spunem și noi rugăciunea: ușa milostivirii deschide de nou binecuvântată, născătoare de Dumnezeu,
ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Amin.